Bine v-am regăsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm astăzi despre un subiect care în aparență nu are legătură cu viața noastră obișnuită. Discutăm despre secretele grupurilor de mare succes, Codul Culturii, un volum de Daniel Coyle apărut la editura Publica. De ce ne-ar interesa pe noi, cititorii obișnuiți, secretul grupurilor de succes? Până la urmă, ce este la un grup de succes? Poate nici nu ne place să facem parte dintr-un grup. Și totuși, ce ar putea fi un grup? Un partid politic? Societatea în ansamblu, societatea românească, de exemplu? O echipă de fotbal? O echipă de șah? O clasă de elevi? E bine, cred că dacă vedem lucrurile în această perspectivă, ne dăm seama că volumul de față are aplicații directe și ne privește pe fiecare dintre noi. Într-un fel sau altul, cu toții facem parte dintr-un grup pe care l-am vrea de succes. Am vrea, de exemplu, ca România să fie un grup mai de succes decât este. Sau am vrea ca partidul aflat la guvernare să reușească să fie un grup de succes pentru el însuși și, desigur, pentru cei pe care îi guvernează. După cum, cred, ne dorim ca echipa de fotbal a României să devină un grup de succes. Dar e vreun secret în această privință? Într-adevăr, există niște mecanisme care, dacă sunt accesate corect, pot duce la succes? Oare dacă ar citi antrenorul echipei naționale de fotbal a României acest volum, ar putea să ducă echipa de fotbal a României mai departe în competițiile în care se bagă fără prea mare succes? Eu cred că da. Și discuția se aplică nu doar unor echipe de fotbal sau unor partide, discuția se poate aplica și unei săli de clasă, acolo unde profesorul uneori nu reușește să facă față. Sau acolo unde profesorul ar vrea să aducă succes, să aducă merite. Există, deci, un cod al culturii și există secrete ale grupurilor de succes. Daniel Coyle studiază acest subiect și ne aduce informații capitale. Asta este un volum pe care ar trebui să-l citească toți cei care se ocupă, toți cei care coordonează un grup pe care l-ar vrea de succes, dar și, desigur, toți cei care fac parte, vor, nu vor, dintr-un grup care poate nu are succesul pe care și-l doresc. O să trec direct la sfaturile pe care le dă Daniel Coyle, sfaturi extrase din experiența lui personală și din numeroasele studii pe care le-a realizat pe acest subiect, totuși destul de specializat. Exprimă foarte clar faptul că asculți dacă ești liderul unui grup. Atunci când vizitam culturile de succes, mi s-a întâmplat în mod repetat să văd aceeași expresie pe fețele celor care ascultau un interlocutor. Arăta așa, capul ușor înclinat spre înainte, ochii fără să clipească și sprâncenele arcuite în sus. Își țineau trupul nemișcat și se aplecau cu hotărâre spre interlocutor. Singurul zgomot pe care îl făceau era un șir constant de afirmații, da, aha, înțeleg, care îl încurajau pe vorbitor să continue și să dea mai multe informații. Postura și expresia sunt incredibil de importante, spune Ben Webster, un fost doctorand al lui Axel Pentland, care a înființat firma de consultanță analitică Humanize. Este modul în care dovedim că ne sincronizăm cu cineva. Apoi, arată de foarte devreme că nu ești infailibil, mai ales dacă ocupi rolul de lider. În orice interacțiune avem o tendință firească spre a încerca să ne ascundem slăbiciunea și să apărăm drept competenți. Dacă vrei să creezi siguranță, exact asta nu trebuie să faci. Dimpotrivă, trebuie să te deschizi, să arăți că faci greșeli și să folosești comentarii cu fraze simple, cum ar fi, cel puțin eu așa cred, sigur e foarte posibil să mă înșel, ce-mi scapă mie aici, ce părere ai? R.C. Bufford, managerul general al echipei San Antonio Spurs, este unul dintre cei mai de succes manageri din istoria sporturilor. Dacă te uiți atent la el cum acționează, ai putea crede că e un simplu asistent. Originar din Kansas, cu fața încrețită și bonomă, Bufford este un tip calm care îți pune întrebări, te ascultă cu cea mai mare atenție și dă dovadă de modestie. De vreme, în cursul conversațiilor noastre, a adus vorba despre iminenta retragere a câtorva jucători de top și a spus: viitorul mă înspăimântă teribil. Ar fi putut să vorbească despre mult lăudatele sisteme de selecție și dezvoltare a jucătorilor pe care organizația lui le folosea, despre progresele jucătorilor tineri, despre schimburile inteligente de jucători pe care le făcuseră sau despre forța culturii pe care o construiseră. Dar n-a făcut-o. A admis că este înspăimântat.
Genul acesta de semnal nu este doar o simplă recunoaștere a slăbiciunii. Este și o invitație la crearea unei legături de comunicare mai profunde, pentru că declanșează la cel care ascultă scânteia unui răspuns din categoria cum pot fi de ajutor. Mai departe, îmbrățișează-l pe mesager. Unul dintre momentele cruciale pentru crearea siguranței este atunci când într-un grup vin vești proaste sau trebuie dat un feedback dur. În asemenea momente este important nu doar să tolerăm pur și simplu vestea dificilă, ci să o primim cu brațele deschise. Știți expresia nu trageți în mesager, spune Edmondson? De fapt, nu-i suficient doar să nu tragem în el. Trebuie să-l îmbrățișezi și să-i dai de știre cât de multă nevoie ai de acel feedback. Astfel poți fi sigur că se simte destul de confortabil ca să-ți spună adevărul data viitoare. Mai departe, trebuie să prevezi legăturile viitoare. Un obicei pe care l-am observat la grupurile de succes a fost acela de a previziona pe furiș relațiile viitoare, făcând conexiuni mărunte, dar grăitoare, între momentul prezent și cel din viitor. Mai departe, supralicitarea mulțumirilor. Atunci când intri într-o cultură de mare succes, numărul de mulțumiri pe care le auzi pare să fie cumva peste măsură. La sfârșitul fiecărui sezon, de exemplu, Greg Popovich, antrenorul echipei de basket San Antonio Spurs, își ia deoparte fiecare jucător important din echipă și îi mulțumește pentru că îi îngăduie să-i fie antrenor. Exact acestea sunt cuvintele lui: mulțumesc că îmi dai voie să te antrenez. Nu prea are sens. La urma urmei, atât Popovich cât și jucătorii sunt plătiți mai mult decât generos, iar jucătorul nu prea are de ales dacă vrea sau nu să fie antrenat. Dar genul acesta de întâmplări are loc tot timpul în grupurile de mare succes, pentru că ține mai puțin de recunoștință cât de afirmarea relației dintre doi membri ai grupului. Iată sfaturi foarte utile, aș spune aproape banale, strălucitoare prin elementarul lor, sfaturi care ar putea, până la urmă, să schimbe o organizație, un grup, dintr-un grup eșuat într-unul de succes. În sfârșit, încă două sfaturi: fii meticulos în procesul de angajare. Actul de a decide cine intră și cine iese din firmă este cel mai puternic semnal pe care îl transmite orice grup, iar grupurile de succes abordează în consecință angajarea. Cei mai mulți au elaborat procese de lungă durată și exigente care caută să evalueze adecvarea și contribuția. În sfârșit, eliminarea merelor stricate. Grupurile pe care le-am vizitat aveau un grad extrem de scăzut de toleranță față de comportamentul de tip măr stricat și, probabil chiar mai important, se pricepeau foarte bine să depisteze comportamentele de acest tip. Conducătorii grupului neozeelandez All Blacks, trupa care se numără printre cele mai titrate echipe de rugby ale planetei, realizează acest lucru printr-o regulă care dictează pur și simplu fără dobitoci. E simplă și tocmai de aceea eficace. Doar câteva sfaturi care probabil v-au atras atenția. Cred că volumul acesta e unul necesar la multe niveluri ale conducerii în țara noastră și oriunde, desigur. Și cred că dacă antrenorul echipei de fotbal al României ar pune mâna pe această carte, dacă primarul Constanței sau al Bucureștiului ar pune mâna și ar citi această carte, ne-ar fi tuturor mult mai bine. Desigur, profesorii trebuie să citească această carte și, de ce nu, chiar și noi, oamenii obișnuiți care, vrem nu vrem, aparținem unor grupuri pe care, cine știe, le-am putea până la urmă influența în bine dacă știm anumite trucuri. Daniel Coyle, Codul Culturii, Secretele Grupurilor de Mare Succes, un volum apărut la editura Publica. Citiți că nu vă face rău. Cele bune pe data viitoare!